A, nu uita Matrix-ul, da? Cum ai zis când te-ai trezit, te-ai reîncarnat și ai simțit imediat, ai simțit, parcă faci parte din păianjenul ăla. E ca un păianjen, zi, plasă de păianjen, așa. Plasă de păianjen, luminoasă, de culoarea aurie cumva. Și ai simțit așa, tu ești în așa ceva, a intrat. Da? Zici că tu erai plasa aia de păianjen, da? Nu uita că înțelegi lucrurile și a început să se destrame, da? E ca și cum ai dat cu mâna și plasa de păianjen, Matrix-ul se rupe, e foarte ușor de rupt, da? Când înțelegi cum merge una alta și nu mai reprogramezi omul, stai și înregistrezi, Matrix-ul e așa și asta e așa și noi trebuie. Nu, deja imaginea este un Matrix rupt, da? O Matrix. Să-i dai și femininul. Ok. E rupt, ruptă. Plasă. Și acolo începi să înțelegi, acolo începi să lucrezi energetic. În spațiul ăla gol, în spațiul ăla rupt. Da? Și uite, acum mi-a apărut păianjenul ăla, plasa de păianjen și când se rupe, e mai mult ca și cum în umbră. E o umbră acolo, e ceva ce nu e nimic. Unde, da? Accept spațiul ăla care e un spațiu creepy, da? Lucrurile nu sunt așa cum ești obișnuit, obișnuită. Da? Exemple, exemple la tot pasul. Lumea o auzi cumva altfel. Natură, da? Spațiu peste o clipă, nu peste noapte, să zicem, ai intrat în casă, ai ieșit afară, s-a mărit între două flori sădite de tine. Pur și simplu s-a mărit spațiu, da? Sau s-a micșorat. Sau a fost, am mai povestit, un brăduț care era undeva lângă poartă, l-ai văzut în colțul ăla locului, da? Cu tot un alt loc. Tu îți dai seama? Acceptă partea asta a ruptura a Matrixului. Că tot ne ținem de Matrix, Matrix, că el e legat, că el e nu mai programezi, nu mai faci asta, nu mai faci. E minunat, eu înțeleg că sunt oamenii care cine, care oameni noi, nimeni nu e doar tu, dar ok, să zicem și asta trebuie acceptat, e un fel de umbra. Umbra a ce înțelegi tu e o umbră. Deci ai înțeles concret. Pac, țac, cichibichi, ai înțeles? Și umbra a înțelegerii o ai, da? Că sunt oameni care acum se reîncarnează și ei au nevoie să treacă prin drumul ăsta. Ei, e domino, omul când se reîncarnează nu mai sare în ce ai sărit tu de la început, că Matrix sau așa. Omul sare direct în ruptura, care ai rupt-o tu. Blututu, e zi, blututu, e domino din tine, da? Și omul ăsta, what the fuck, da? Imediat în chestia aia, acolo ține-l, acolo primește-l, nu-l mai primești de la început, da? Că e domino și îl primești acolo în rupturile alea, Matrix-ul. Pomul nu era acolo și Dumnezeu, da, o ia razna căpșorul. Nu o ia razna, nu o ia razna, e minunat. Așa e. Pardon. Așa e, așa e, totul așa e. Ai avut imaginea, vai, ghiocei, brândușe, nu știu ce, da? La tot pasul din astea, margarete, flori, da? Și odată se întâmplă și nu așa, dar iarna apar florile care ți le-ai dorit. Acolo e. E ruptura asta. Vai, ce minune! Vai, ce minune! Asta nu e o minune, nu e. Ești tu care ai rupt, începi să rupi metric, îl rupi, plasa ruptă, nu știu cum să zic, se dizolvă, zic cum vrei. E simplu, e ușor, e frumos. Și accepti partea aia altă. Și de azi încolo vorbim doar despre plasa ruptă, da? Un fel de. E dacă eram în 3D și ni se spunea că și asta trebuie acceptat. Domnule, aici se trăiește. Și dacă s-a rupt plasa, hai să o coasem. Ca și imagine, da? Trebuie să acceptăm tot. Ori vezi-o așa ruptă.
Da? Și în spațiul ăsta faci loc. Și vezi lucrurile ciudat, bizar. Când nu le vezi bizar, acolo e ceva nu în regulă. Când le vezi la fel cum le-ai văzut, nu știu cât timp în urmă, da? Și nu uita, omul a plecat, omul a venit, altul. E altul. Tu ești alta, clipă de clipă. Acceptă și lumea alta. Tu tot aștepți să-l vezi nu știu cum. Da? Omul care a plecat și a venit. Din familie, colegi. Fiecare zi întâlnește altă frântură divină. Nu uita. Și asta face parte din ruptura aia. Că dacă era așa, omul era la fel. Omul venea așa, făcea aia. Și, referitor la orice. Da? Și normal că dacă e rupt matrix-ul, da, așa se dizolvă, că vorbea acum, mă uitam, vai cât a făcut omul ăsta, femeia asta, când am sărit din te-am dat peste ea, vai ce m-am emoționat, a apărut așa, pe YouTube a apărut o înregistrare de ei, zici că eram... Da, zici că m-a salvat. Vezi? Omul potrivit la locul potrivit. Punct. Acolo ești. Și n-ai ce să faci. Asta trebuie să faci. Cu asta te ocupi și asta trebuie să faci. Da. Și stai că zicea acum. Am uitat ce zicea. Nu mai știu. Așa, de bani zicea. Nu mai vezi banul. Nu mai ai nevoie. Da? S-a rupt? Banul făcea parte din tot ce e, tot sistemul, imaginează-ți tot sistemul cum e, face parte din web-ul ăsta, din plasa asta, da? Și când ai dat așa și ai rupt, ca și înțelegere, nu mai e. Aia nu mai e, aia nu mai e, s-a mărit spațiul, s-a umplut de flori, da? Ai văzut imaginea câteva luni în urmă, care era primăvara, vara a apărut ceva ce trebuia să fie primăvara, dar tu ai avut imaginea asta. Așa și banul s-a rupt, îi vezi umbra, cumva a intrat în umbra, dar totul e invers. Și tu te speriai de umbră, vai umbra, vai omul e rău, vai e aer, nu, acolo ești așteptată, acolo de-abia așteptată ești, în umbră. În umbră ai să vezi miracolele, în umbră, în întuneric se văd stelele, e umbra aia. E umbra aia care, aia nu, fii cu minte, aia nu, da? E cumva banul, e iarăși ceva gold, ceva strălucitor și ai făcut așa și i-a rămas umbra banului, adică, fără bani, adică, sărășie, da? Acolo se întâmplă minunile. Acolo aduți aminte poveștile, că nu știu ce, că fetița cu chibrituri, că prostii din astea povești, da? Poveștile se întâmplă și minunile, miracole, zile, cum vrei, dar trebuie să ajungi la o înțelegere, dar e alea așa ca și povești. N-ai ce să faci, ca să înțelegi la început. Se întâmplă acolo, în shadow. Nu mai pot, nu mai... și o minune se întâmplă, nu mai țin pasul, nu mai... da? Acolo e... Acolo deschide-te, că trebuie să accepți umbra, da? Trebuie să accepți partea cealaltă a unei. Vai, ce bine e, ce bine, da, aș vrea, nu știu, nu! Nu e ce bine aș vrea, e, da? Intră în umbră. Acolo n-ai umblat, acolo arheolog sau geolog sau cine ești tu. Acolo n-ai umblat cu lanterna să vezi ce îi, da? Lanterna, tu ești lanterna aia care trebuie să te bagi în... Dacă ești lumină, tu think about it. Just a little. Da? Tu ești lumina aia care se bagă în lumina, în lumină și se cauți acolo. Du-te în întuneric, domnule, și caută și vezi. Acceptă. Da? Am sărit în... Ai sărit în... Da? Invers. Te-ai reîncarnat, ai sărit în... A fost totul bine, te-ai ținut cu dinții de tot ce e bine, tot ce e minunat și acum sare în oglindă, invers. Reîncarnat și sare în nimic, în întuneric, în nu e bine, nu, acceptă asta. Acolo sunt miracolele, da? Nu știu ce zic acum, dar dacă asta e informația, acolo e. Acceptă să vezi un timp cum merg lucrurile și cum se întâmplă. Înțeles unde ești? Ok, da.